Am avut, dacă ne-am bucurat că a nins într-un moment dat și am avut apă în captări, acum urmează încet, încet vine primăvara peste noi, ceea ce ne face să intensificăm. Am scăpat de gheață, acum dăm de apă murdară datorită topirilor de zăpadă. Ne e destul de greu să intervenim în zone în care, datorită căderilor masive de zăpadă, sunt avalanșe. Exemplu cel mai clar este drumul către captarea Polatiște. Vă pot spune că săptămânal avem utilaj. S-a întâmplat că el a înlăturat efectele avalanșei, a ajuns în captare, a curățat grătarul ca să, de tot ce era acolo, să putem avea apă. Când ne-am întors, am mai întâlnit câteva avalanșe, dar astea sunt lucruri care noi le efectuăm an de an. Nu este o problemă vis-a-vis de alimentarea cu apă a populației, acest lucru, doar o muncă în plus la apa serv, dar ce am remarcat, că a început să crească turbiditatea la apa brută, rugămintea mea e ca, dacă mai sunt zone în care suntem nevoiți să facem restricții, le facem doar din cauză că nu mai pot face față într-un moment dat stațiile care ne-au fost reabilitate. Facem toate demersurile, dar nu ne putem permite să dăm o apă care să nu fie de calitate. N-a fost cazul până acum, dar vremea este în încălzire, stratul de zăpadă la munte are încă aproape 90 de centimetri, orice avalanș care e în amonte de captare înseamnă schimbarea calității apei brute, dar nu o schimbare calitativă vis-a-vis de substanțe organice sau alte substanțe, doar turbiditatea. Turbiditatea care știm noi că ne dă bătăi de cap și este primul lucru care consumatorul nostru îl vede când ia apă de la robinet.